ar trebui să fie dialogul dintre putere și opoziție? Trebuie să găsească un numitor comun. Asta e. Suntem oameni și noi tot trăim într-o țară și mai ales timpul ăsta. Asta e de problemă mare. Așa că e spălează. Dar e posibil un dialog? Posibil, când ne-am civilizat, ne poate. Mă gândeai voi să lucreze, dar nu des în roată în data ziua. Asta e prostie mare. Uite-te, guvernele așa au fost. Hai să dăm viață, hai pe ala. Da, ce rămâne la urmă? Evident că trebuie să fie un om abil, profesionist, în primul rând. Cred că asta cel mai mult contează. Să se comporte profesionist, chiar dacă sunt în opoziție. Cât a fost ei la guvernare, deci nu ți-a cerut nimeni să cadă guvernul sau... Evident că trebuie să ajungă la un numitor comun. Ei lucrează pentru popor sau lucrează pentru ei înșiși sau pentru buzunarele lor. Mai întâi trebuie să avem opoziție. Noi nu avem opoziție, asta nu e opoziție, asta sunt niște hoți. E părerea mea. Guvernul de acum ce spune? Ea spune că trebuie să avem răbdare, că chestia asta nu depinde de guvernarea noastră deocamdată, e depinde de situații în țară, depinde și de război și de toate celelalte. Reieșit din situația care o avem acum în țară, ar trebui să găsească un numitor comun și să ajungă la o înțelegere benefică pentru populație. Eu cred că legea trebuie să fie în capul mieții și să fie deschis. Și adică, da, azi ești tu în opoziție, mâine la putere și invers. Trebuie să văd ca lucrurile... Totuși așteptăm o cultură a politicienilor noștri. Nu mai decât trebuie să fie un dialog dintre putere și opoziție. Noi am obosit foarte mult de o încordare așa de mare, de atâția ani. Și cine vine la putere începe a lichida, a face ceva nou, nu știu ce... Deci trebuie să păstrăm ceea ce am avut din vechi, să luăm ceea ce este din nou, că trebuie înnoit numai decât. Eu nu sunt pentru aceea ca să reîntoarcă istoria înapoi, nu. Dar trebuie să avem chibzuință, ne trebuie pace. Ca să prospere țara, trebuie să nu se bată între ei, dar să discute, să găsească numitor comun și mergem înainte, să ne dezvoltăm.